Alo, serviciu de telegrame? Serviciu telegrame 4, ce doriți? O telegramă telefonată. Dictați. Da, vă rog. Dragă Manole. Dragă Manole. Îți trimit ultima anecdotă. Ultima anecdotă. Auzită la birou. Birou. La doctor se prezintă un tânăr și spune, a scris? La doctor se prezintă un tânăr și spune, a scris? Nu a scris, asta v-am întrebat eu pe dumneavoastră. Și spune... Nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Să scrieți ce vă dictez eu. Am scris. Ce a scris? Ce vă dictez eu. Păi nu dumneavoastră dictați, eu dict... Adică da, am înțeles, scrieți mai departe. Și spune. Și spune de două ori? Nu, odată. Nu știu ce să fac, că ador mereu. Și eu. Ce și dumneavoastră? Și eu adorm, dictați mai departe. Da, de ce adorm tinere, întreabă doctorul. Și el ce a răspuns? Eu sunt ajutor de cioban și șeful mă pune toată ziua să număr oile. Am scris. Dictați, vă rog, adresa. Manole și mai cum, strada numărul... Nu, telegrama asta vă rog să o depuneți la căsuța poștală. Umor la... Căsuța poștală. Epistole vesele semnate și expediate de Eduard Jurist. Asta e camera dumneavoastră. Așa mică? Cum mică? Aici au dormit câțiva zeci de călători. Și căsuța poștală e destul de mare. În ea au încăput actorii Horia Șerbănescu, Ileana Stana Ionescu, Mihai Potino, Rodica Popescu Bitenescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Iurie Darie, Janin Stavarache, Mihai Mălai Mare, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Nu vă supărați, dar ce sunt zgomotele acestea? Fondul sonor care are rostul lui. Cine știe de rostul lui? Regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru. Oh, oh, oh. Responsabil cu căsuța poștală muzicală Ion Barta. Și acum vă rog să achitați nota, așa e regula, pentru că avem tot felul de cheltuieli de regie. Ce regie? Regie artistică? Oh, nu, nu, regia artistică e gratuită. De ea răspunde... Manole Pavel Dan. Umor la... La căsuța albă. A, nu, nu la căsuța albă, la... La căsuța zorele. Nu, nu, nu la căsuța cu zorele, la... Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Nici. Umor la... Căsuța poștală. Alo, sărumâna, vă rog, maestru e acasă? Cine-l caută?
Mă cunoaște dumnealui. Ne-am întâlnit chiar azi dimineață la policlinică, la stomatologie. Eram amândoi pentru un dinte. Nu același dinte. Dumnealui cu dintele dumnealui, eu cu dintele meu. Da. În ce problemă? Să vedeți. I-am spus și dimineață și mi-a spus să-l sun acasă. Eu scriu ceva de, cum să vă zic, de umor. Da, și voiam să-l rog să-mi facă dumnealui prefața. Știți, așa se obișnuiește. O prefață semnată de maestru e mai mult decât toată cartea. Dar nu, să știți, contează foarte mult. Zicea că da. Doarme. A luat un algocalmin că îl doare măseaua și s-a culcat. Da, da, înțeleg. Vă rog, mulțumesc, să rămână. Îl doare măseaua. Acum îl doare măseaua când am nevoie eu de prefață. Alo? E casa 974632? Da? Și tu cine ești, picile? Scuzați, soția. Da, știți, aveți așa un glas, da, de copil, cristalin, da. Eu sunt un cunoscut al maestrului și am mai vorbit într-o zi cu el și mi-a promis o prefață la o culegere de schițe umoristice. Da. Știu că umorul e specialitatea lui, de aceea l-am rugat și pe el. Cum? Acum nu poate. Doarme. Nu doar. E plecat. Da, înțeleg. Lucrează la o prefață, studiu, la o altă culegere de schițe umoristice. Ale cui? A Cehov. Da, am auzit, sigur. Mulțumesc altă dată, da, sigur, da. Să rămână, să, da, i-auzi, sigur. Da, Cehov. Da, intră, cine? Deranjez? Neapandele, poftim, intră. Cu ce ocazie? Păi nu știi ce, matale. Administratorul vine cu ocazia banilor de întreținere, nu? Ce e, că te văd cam supărat. Nu, dădeam și eu niște telefoane. Vreau să public niște povestiri umoristice și îmi trebuie o prefață, un fel de recomandare. Așa se obișnuiește, cineva care mă cunoaște că... Recomandare? Da. Păi da, se poate. De ce n-ai venit la mine, omule? Uite, eu nu sunt birocrat, ți-o dau pe loc. Așa, ia să vedem, uite, prin prezenta, nu-i așa... Adeverim că cetățeanul Tălică, nu, are domiciliu stabil în blocul nostru și își plătește cu regularitate taxele de întreținere. Are relații bune cu vecinii, așa? Așa, și ne dă o mână de ajutor ori de câte ori avem probleme cu cei de la ascensorul. Semnăm, ștampilăm și gata. Asta. Cine să-ți dea recomandare mai competentă dacă nu administratorul blocului? La? Căsuța poștală. Dacă aveți o poveste cu harz mai puțin banală, vă rugăm să o trimiteți chiar azi la Căsuța poștală. Sau vreo anecdotă așa colosală, să o depuneți urgent la Căsuța poștală. Prin cuplet cu adresă specială, tot pentru noi la... Căsuța poștală! Prin proverb potrivit, vreo zicală, nu ezitați la... Căsuța poștală! Sketch-uri, scenete, fabule în final cu morală, într-o formă scrisă sau formă verbală, le așteptăm cu plăcere la... Căsuța poștală! Azi îți scriu cu gândul ea la clipa. Când ochii-ți de dor înflorau, mângâiați de fiorul și aripa, iubirii ce-n taină venea. Să
Dormi? Mișule, a venit primăvara. Mișule. Mișule, am văzut la Romarta un taier, o splendoare. Mișule, dormi? Dorm, mamă, dorm. Dormi, odorul meu în pace. Tăticule, ce? A zis nenea mecanicul că a terminat de reparat chiuveta de la bucătărie. Du-te și spune lui mamica. Știi doar că eu nu mă amestec niciodată în treburile de bucătărie. Ia să-mi spui ce a făcut Cristofor Columb de îndată ce a pus un picior pe noul continent descoperit. L-a pus și pe al doilea. Povestit că vizita niște orașe unde pe fiecare stradă era câte o statuie. Asta nu e nimic. Tăticul meu mi-a povestit că a fost într-un oraș unde toate statuile stăteau împreună într-o casă. Ce taină porți sub frunte, statuie visătoare, dintre stele am ales luna, mai aproape de pământ. Visul meu să-i spun într-una și alte câte colega, merge greu cu creația. Așa e, uneori pur și simplu nu știi ce să mai faci, da. Uite, de exemplu, cazul meu. Toate subiectele mele au fost scrise de alții. Serios? Da, uite, Molière a scris atâtea piese. Putea să-mi lase mie măcar Avaru sau Tartuffe sau Balzac. A umplut o bibliotecă cu romane. Ce era dacă îmi lăsa și mie Moș Goriu?
Ți-au venit și ție toate ideile astea? Mi-au venit, sigur că mi-au venit. A trebuit să fac schimbări într-o piesă scrisă pentru săptămâna economiei ca să nu semene cu avarul. Aha. Și cu Tartuf la fel am pățit. Eu am scris o nuvelă satirică despre relațiile de serviciu dintr-o unitate comercială și ei de acolo mi-au zis că e curat Tartuf. A, ce să mai zic? Ce să, și cu Shakespeare am pățit-o? Nu se poate. Ei, scuze. Și mie mi-a venit ideea cu Romeo și Julieta și încă nu plasat acolo nevul mediu, ci foarte actuală, de parcă s-ar petrece în zilele noastre. Îți dai seama că lui i-au dat dreptate, nu mie. Păi este normal dacă te cheamă Shakespeare. Toată lumea zice că ești clasic. Mie mi-au zis că am întârziat cu 400 de ani, adică vezi aluzia. Da. Nu mă las. Nu mă... mai am eu unele idei așa. Mai ai? Păi sigur că mai am. Uite, să ți-o spun pe asta. Ar fi cam așa. Da. Undeva, într-un oraș... Mm-hmm. În ce oraș? Păi n-are importanță. Nu la Constanța, la Focșan, la Iaza. Să nasc în aceeași zi doi copii. Aha, erau gemeni. Nu erau gemeni. Fiecare avea mama lui personală, dar... O femeie era o persoană obișnuită, iar cealaltă era soția... Unui tovarăș cu muncă de răspundere. Și au fost schimbați la maternitate. Nu, mult mai târziu, peste vreo 12 ani, băieții care semănau au făcut schimb de locuri. Și de aici o mulțime de încurcături. Da, ideea e bună, da, a avut-o înaintea ta Mark Twain. Twain? Eu să nu mai spun, când? Când a scris Prinț și Cerșetor. Unul fiul unei femei obișnuite, celălalt fiul unui ștab, mă rog. Doamne, gata, o să-mi o respingă. Nu, gata, s-a terminat. Nu scriu altceva. S-o scriu pe aia. Care, ia? Nu aia, ai la altă. Uite asta. Povestea, uite, asta e cam așa. O bătrână, care n-avea moștenitori, și-a ascuns niște bijuterii în sufragerie. Într-o oală cu supă din bufet. Nu, las... Avea o sufragerie cu 24 de scaune. Ce i-a dat babi în minte? Ia. A măgat bijuteriile într-un scaun și a murit. După aceea, un tânăr interesat să obțină venituri fără muncă se apucă să caute scaunul cu bijuterii. Păi stai puțin, colega, asta e 12 scaune de Ilf și Petrov. Da. Păi? Ilf? Da, stai! La mine nu sunt 12 scaune, sunt 24. Ce reface? Subiectul e la fel. Ca să vezi. Păi... Și ei erau doi, puteau să scrie altceva că... Da, amice, puteau. Cine crede că scrisul e o treabă ușoară, de fapt își imaginează că totul e să știi ce se scrie cu liniuță și ce fără liniuță. Da, pe vremea când se scria cu apostrof era mult mai ușor, ce să mai... Așa, cum îți spuneam, ideea am mai avut. Mă gândeam la un fel de epopee satirică. Un personaj care face tot felul de călătorii și ajunge ban țara piticilor, ban țara uriașilor. Da, asta e... Ce? Nu m-am apucat de ea că un amic mi-a spus că din astea cu pitici și cu uriași sunt pentru copii. Aha, și ai renunțat. Da, nu de tot. Mi-a venit o idee care cel puțin mie... Îmi place foarte mult. Dar să știi că asta e foarte important. Sunt multe cărți în care se vede că autorului nu i-a plăcut subiectul. Și al tău cum e? Al meu e așa. E vorba de un personaj foarte romantic, mare amator de aventuri. Da. Pentru că avea capul plin de cărți de acțiune citite în tinerețe. Da. Și-o pornește el așa prin lume și merge și se va izbi de tot felul de aspecte semnificative. Și ea spune, nu cumva te-ai gândit ca aventurierul ăsta al tău să fie însoțit de un fel de ajutor, așa, un tip cu un fel de haza lui natural. Stai, de unde ai ghicit? Ei, nu știu, dar știi, se întâmplă uneori să citești o carte și pe urmă o uiți. Și la un moment dat îți vine o idee care crezi că e a ta, când de fapt e o idee uitată. Asta de care vorbești mie mi-e foarte cunoscută. Serios? Da. Înseamnă că dacă o dau la editură o să aibă și la asta obiecții. Mai mult ca sigur, te așteaptă o adevărată luptă cu morile de vânt. O luptă cu morile de vânt? Ia stai puțin. Unde am mai auzit eu expresia asta? Da, vă rog, cu ce vă servim? Aș dori o pălărie. Da, vă rog, poftiți, luați modelul acesta. Asta? Nimeni nu poartă așa ceva. Atunci vă recomand pe aceasta.
A, nu, niciun caz. Din astea poartă toată lumea. V-am adus un roman și mi l-ați respins. Și când colo nici nu l-ați citit. Eu am lipit paginile 13, 14, 75, 76, 132, 133. Cum ați putut să-mi spuneți că este o proză nedigerabilă? Să știți că dacă mi se dă la restaurant un ou la pahar, nu trebuie să-l mănânc tot ca să știu că e nedigerabil. Auzi, colega? Da. După părerea mea, un adevărat om de talent e întotdeauna modest. Da, uite, așa. Eu, de exemplu, nu mă laud niciodată. Da, colega. Da, așa o fi, dar mie mi se întâmplă să fiu obligat să mă laud și atunci nu-mi dau numele. Văzea, văzea că trece în goană, aleargă, vâjie ca vântul și dacă n-ai urechi normale, te face una cu pământul. Scria poetul, îi recunoaște stilul, având ca țintă automobilul. Dar ce-i de vină? Ia mașina, ia altul care poartă vina. Îl întâlnești pe drum mereu, în felul lui se crede zmeu. Văzea, ferește-te din calea mea! Tu nu știi cine sunt eu? Păi nu mă vezi? Sunt zmeu! De cum pun mâna pe volan, eu simt în mine alt elan. Apăs pe accelerator și tu depinzi de-al meu picior. Pe carosabil îndrăsneți, pe lângă tine trec măreți. Ești la volan și tu cumva? Te claxonezi, păzea, păzea! Ferește-te din calea mea! Admiră-mă, am stil, o știu, conduc mașina ca în raliu. Așa ești stilul meu, sunt meu! Iar dacă tu ești pe trotuar, un biet pieton fără habar, găsesc eu balta cu noroi ca să te fac cu haine noi. Constați acasă când ajungi, costumul tău iunii e îndungi. Îmi spui așa de la obraz că n-am manieră și nici haz? Eu te previn, păzea, păzea, ferește-te din calea mea. Că dacă-mi sare și muștarul, te cal și cu vocabularul. Că ăsta-i stilul meu, sunt meu! Aha, te știu ce mie spui. Un zmeu din ăsta îl dezumflu în cui. De mic copil tu ți-ai dorit mașină și în sfârșit te veseli muțină. Pleci la munte, la mare, să treci pe stop, nu-i admit. Sau să privești la soare. Mașina nu înțelege. Ah, viteza, ce zici, Mișule? Te simți mulțumit că trăiești? Mulțumit? Mai curând, mirat. Rezerva bine un flantă, un tic și o cheie de loc.
joacă. Aceasta este metoda de mers pe ploaie pe nea. Că n-o respect, nu e bine. Vai de ea, vai de ea, de ea. Ascultă, Georgescule, da. Ce-ai lipsit 3 zile de la serviciu? Da, păi să vedeți, am avut un accident de mașină. E, serios? Da. Ce accident? Ceva teribil. Da, am intrat cu mașina într-un pom și m-a zvârlit în vârful lui că nu m-am mai putut da jos. Interesant. Da, sus am tot. Și cum ai stat în pom 3 zile? Ai răbdat de foame? A, nu, nu, că mi-aducea de mâncare nevastă mea cu sufertașul. De ce conduceți cu viteză atât de mare? Viteză mare? Eu? Da, dumneavoastră, aveați 120 la oră. La oră, da. Glumiți. Eu abia dacă m-am urcat la volan de vreo 20 de minute. Stiul uitat va rămâne, sub bine venita povară de grâne. Ne grăbim, da, ne grăbim. Poșta, poșta, a sosit poșta, o scrisoare la căsuța poștală. Scrisori de dor, firești, povești, simple povești, una începe așa. Am citit cu multă plăcere romanul dumneavoastră Focul Ascuns, care mi-a căzut în mână întâmplător, pentru că eu n-am auzit de dumneavoastră. Și de câte ori mă duc la librărie și întreb de cărți care mă interesează, mi se spune ba că încă nu le-au primit, ba că le-au și terminat. Și eu nu știu cum să fac să nimeresc exact când trebuie. Deși vin imediat după ce se scoate de pe ușe biletul cu primim marfă. Trebuie să vă spun că eu sunt un cumpărător foarte bun. Și nu mă dau în lături să iau pe lângă cartea dorită și câte una cu coperțile mai decolorate, chiar dacă nu e dintre alea pe care le poți face și tu cadou cu vă ocazie. Cartea dumneavoastră, datorită titlului, a fost pusă din greșeală lângă cărțile tehnice, ca de exemplu combustibili neconvenționali sau motoare cu ardere internă. Și am luat-o pentru că avea o copertă atrăgătoare și un preț accesibil. Din prefața pe care vă semnează un specialist, am înțeles că este un roman de acțiune, ceea ce m-a făcut curios. Acum, după ce am citit-o, îmi face plăcere să vă scriu că nu-mi pare rău că am luat-o, pentru că eu călătoresc foarte mult cu troleibuzul și obișnuiesc să nu-mi pierd timpul nici în stație, nici pe traseu. Aștept cu plăcere alte lucrări ale dumneavoastră, cu speranța că și pe viitor voi avea norocul să o găsesc la librărie. Cu stimă,
Iorgu Ștefănoiu. Ia te uită ce de cărți. Da, da. Balzac, Molière, Chekhov, Mark Twain. E, da, scrie lumea, scrie. E bine, e bine, e bine. Ascultă, Ionescu-ne. Da. Foiletonul ăsta, din pagina 12, uite de aici, da, 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 trebuie scurtat cu 59, cu 60 de rânduri. Păi, cu totul are 60 de rânduri. Văd că m-ai înțeles bine. Aforisme, meditații, fel de fel de afirmații. Copiii se împart în două categorii: cei prost crescuți și ai noștri. Dragostea e oarbă, dar nu uitați, vecinii văd totul. Jocul de șoarecele și pisica îl joacă cu plăcere numai pisica. E un om care știe să-și țină cuvântul. Nu-l dă niciodată. Pe vremea lui Columb, fiecare își semna singur descoperirile. Când doi se ceartă, al treilea bate cu pantoful în perete. Mai nimic, el n-are ton, nici cât un telefon. Dar mi-a dat model, un cântec pentru el, pentru el. Să învățăm pe loc, să dansăm un rock. Pot să înveți ușor, dansul rock and roll. E numai jar și foc, greu deloc. Fricot să nu ai, totu-i să nu stai. Poți să obosești, dar să nu te oprești. Totu-i să nu stai, hai și hai și hai. Amic, el de statură mic, nu e poet și nu-i niciun regret. Dar mi-a dat model, un text făcut de el, făcut de el. Să învățăm pe loc, să dansăm un rock. Poți să înveți ușor dansul rock and roll. E numai jar și foc, nu e greu deloc. Ritmul să nu ai, totu-i să nu stai. Poți să obosești, dar să nu te oprești. Totu-i să nu stai, hai și hai și hai. Să învățăm pe loc, să dansăm un rock. Poți să înveți ușor dansul rock and roll. E numai jar și foc, nu e greu deloc. Ritmul să nu ai, totu-i să nu stai. Poți să obosești, dar să nu te oprești. Totu-i să nu stai, hai și hai și hai.
copii să nu stai. Hai și hai și hai. Hai și hai și hai. Ia spune-mi, iubito, am ajuns cu romanul meu la o scenă în care discută două femei. Trebuie să le descriu cam ce fel de rochii se purtau acum vreo 20 de ani. Uite, ca asta de pe mine. Sau în vitrină, un colț mic de grădină, scăldate în lumină, rochițele splendor. Da. Vă rog să-mi dați ceva ca să nu mai sfore când dorm. O deranjez pe soția dumitale. A, nu, nu, îi deranjez pe colegii de birou. Tot dumneata, ce? Dar tot eu. Vă rog să-mi dați ceva ca să nu mai sforăi când dorm. Tot îi mai deranjez pe colegii de birou? Nu, 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 nu. Îi deranjez pe ai mei de acasă care ascultă. Umor la... Căsuța poștală! Dacă mai aveți o poveste cu haz mai puțin banală, vreo anecdotă așa colosală, vreun cuplet cu adresă specială, vreun proverb potrivit, vreo zicală, continuăm să primim la... Căsuța poștală! Scrie, totuși, e foarte important, chiar fără de adresă scrie la post restant. Elev Gigel, ce obținem dacă tăiem un cartof în două? Obținem două jumătăți. Foarte bine, foarte bine. Și dacă tăiem cele două jumătăți încă o dată în două, ce obținem? Obținem patru sferturi. Perfect, perfect. Și dacă le mai tăiem și pe astea tot în două? Obținem asta, obținem opt optimi. Bine, elev Gigel, și dacă... Dacă le mai tăiem și pe astea în două, obținem cartof pai. Elev... Elev Goguță, da. Ce viețuitoare cunoști tu care mănâncă cel mai puțin? Molia. Molia? Cum așa? Pentru că molia se hrănește cu găuri. Și acum la căsuța poștală ne-a sosit o ediție specială. Basme pentru copiii adulți. Să tot stai și să asculți. Le asculți cu interes, cu toate că nu-ți de ispirescu. Eu am să vă spun acum, dragii mei, povestea lui Alfa ca zăpada. Eu sunt albă ca zăpada. Nu, 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 nu albă ca zăpada, asta e alta. Alfa ca zăpada și cei șapte roboți. O poveste modernă pentru copii moderni. Începutul cu a fost odată, îl știți așa, colom mai de pe la mijloc, din momentul în care mama vitregă a hotărât să o trimită pe fată în pădure. Avea ea așa o idee cum să o facă pierdută, dar fata, care activase la cercul prietenii pădurii, avea un bun simț de orientare și tot umplând ea pe cărările nebătute, ce să vezi? Nu puteai să vezi nimic, era întuneric beznă, dar a dat peste o căsuță ultramodernă care avea în ea de toate, fiind o căsuță cu confort sporit. Și în căsuță mai erau și șapte hamace de sârmă în care cine putea să doarmă. Trecuse de miezul nopții când de departe se auzi un cântec voios care răsuna pe semne dintr-un casetofon portabil. Hai-ho, hai-ho, noi bem doar H2O, suntem glume, suntem nisteți, hai-ho, 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 hai-ho. Ăștia erau cei șapte roboți care se întorceau din tura de noapte.
aflat mama vitregă vrăjitoarea ce bine s-a instalat Alfa ca zăpada, a dat fuga în pădure cu un măr în care a pus mai multe pastile cu extraveral. Fata a mușcat din măr și a adormit pe loc. Mai departe știți ce a fost. Și poate povestea s-ar fi terminat cu totul altfel dacă nu se desfășura prin locurile acelea o cursă de mașini de Formula 1. La un moment dat, o mașinuță din astea a fost aruncată peste parapet, iar pilotul, zburând peste copaci, a căzut taman lângă locul unde dormea Alfa ca zăpada, jelită de roboți. Fata s-a trezit și a întrebat: tu ești prințul din poveste care ai venit să mă trezești? Pilotul, auzind-o, s-a speriat și mai tare. Ce prinț? Care prinț? Fii serioasă, copilo! Eu sunt șofer mecanic, am meseria la bază. Până s-a adormit, băiatul era însurat și roboții le-au lăsat lor căsuța cu confort sporit, iar ei s-au dus la căminul de nefamiliști al unei uzine din apropiere. Când tatăl cel bun al fetii a aflat tot ce s-a întâmplat, a alungat-o pe vrăjitoarea ce rea și a venit personal la tinerii însurăței să le ureze cele cuvenite și să le dea cheile de la mașina cea nouă ca dar de nuntă. Și de aici fiecare a tras câte o învățătură. Fata, că poate să-ți pice un soț din cer, cu condiția să nu fii prea adormită. Băiatul, că o partidă bună poți găsi și în pădure, numai dacă îți dai puțină osteneală. Și roboții, că uite ce minuni poate face tehnica modernă. Și-au plecat cu Alfa Romeo. Noi suntem de șapte pitici, peze harnici și toi mici, fiecare dintre noi face cât doi. Cât de iarna se geroasă, zilii noi ieșim din casă, strângem verne pentru foc, toate pentru loc. De-ntâmpire de băieți! Eu la note mă pricep, despre mine pot să spun că sunt la note cel mai bun. Iată organizatorul! Iată și compozitorul! Despre mine veți afla că orchestrez în cheia mea. Noi suntem de șapte chitici, o formație de amici, fiecare dintre noi e un artist. Cât e iarna de geroasă, ori afară, ori din casă, noi gândăm mereu cu foc, tot șapte la un loc. Ce turneu visăm? Să organizăm! Cum se pregătăm atât? Cu salarii pline și cu cronici foarte, foarte bune. Păcate. Nu e totul ca pe roate. În poveste un necaz mai este unul singur doar. Noi suntem o șapte talente, avem și studii competente, avem până și avem toate, însă, din păcate, situația e tristă, ne lipsește o solistă, ea ne ajută să vă putem cânta. Suntem o șapte talente, avem și studii competente, avem până și avem toate, însă, din păcate, situația e tristă, ne lipsește o solistă, ea ne ajută să vă putem cânta. Basme pentru copii adulți. Să tot stai și să asculți. Gigele, dacă să zicem ai o sticlă de apă și una de alcool, care se evaporează mai repede? Cea de alcool. Foarte bine, de ce? Pentru că tăticul spune că apa nu e bună nici în cizme. Ei, copii, după cum vedeți, grecii și romanii erau foarte buni atleți. Da, și ce gimnastică făceau? Că pe vremea lor nu exista gimnastică suedeză. Așa cum să-mi spui ce știi despre vizigoți? Vizigoții mergeau mereu călare și se hrăneau cu alimente pe care le țineau sub șeile cailor. Ce-mi dai ca să fiu cu minte, a? Știi ceva, puișor? Facem altfel. Îți dau eu dacă nu ești cu minte. Soare, bună dimineața, bună.
sfireți groapa și alungă ceața. Soare, bună dimineața, bună dimineața. Tu ești strălucirea, ești căldura viața. Soare, bună dimineața, bună dimineața. Aforisme, meditații și tot felul de afirmații. Oamenii cu două fețe de cele mai multe ori nu au obraz. Femeile își cumpără de obicei o rochie nouă pentru că 1. Nimeni nu mai are așa o rochie. 2. Toată lumea are așa o rochie. Și 3. Pentru că așa. S-a stabilit în moș științific faptul că orice echipă de fotbal începe meciul cu ideea că dacă în cel mai rău caz va pierde, va fi meci egal. În curând vom putea face înconjurul planetei în cel mult 3 ore. O oră cu avionul în jurul globului și 2 ore cu troleibuzul până la aeroport. Lucrarea lui Mardare e o adevărată simfonie. Din păcate, neterminată. Da, vorba e ce meserie să-mi aleg. Tata e inginer, mama medic-stomatolog, unchiul Tase aviator, tușa Elvira profesoară, nenea Gică ceasărnicar, tata mare, pensionar. Chiar așa, meditații, complicații, implicații, contestații și negații. Pe cuvânt, doar aberații. Ascultă-mă pe mine. Nu există sport mai frumos decât fotbalul. Alergi tot timpul de la o parte la alta și trebuie în permanență să ai ochii pe minge. Și când ai ocazia, șutezi imparabil. Nu, asta n-aș face-o niciodată. Eu sunt arbitru. V-aș ruga să-mi acordați un interviu pentru pagina noastră sportivă. Da, cu plăcere. Numai să nu mă întrebați care e secretul imparțialității mele. Da. Știți că acum se discută foarte mult în presa de specialitate și în presa de nespecialitate din lumea întreagă în ce constă fotbalul modern și mai ales cum trebuie să fie fotbalistul ideal. Da. Fotbalul e o problemă foarte complicată, chiar complexă, dacă te gândești bine. Da, azi nu se mai joacă fotbal ca pe vremuri, așa, deși pe vremuri se juca un fotbal de calitate. Da. Dar fotbalul modern are cerințele lui. Așa, da. Acest fotbalist, dacă e să-l socotim ideal, trebuie să fie înainte de toate foarte disciplinat. Mm-hmm. Disciplina este mama curățeniei. A ordinii. Da, exact, a ordinii. Așa, sigur, pentru că fotbalistul trebuie să îndeplinească foarte precis indicațiile antrenorului. Antrenorului ideal. Da, deocamdată vorbim de antrenorii pe care îi avem. Da. Așa, fotbalistul ideal trebuie în timpul meciurilor oficiale, amicale, mm-hmm, și de care ar mai fi, da, el trebuie să fie lucid. Aha. Să aibă judecata trează, pentru că așa cum și dumneavoastră ați mai scris. Da, sigur, fotbalul se joacă nu numai cu picioarele, ci și cu capul. Exact, da. Deci, stăpânire de sine și multă muncă, foarte multă muncă. La antrenament și la joc, desigur. Mai ales la amândouă. Fotbalistul ideal, care trebuie să aibă o perfectă condiție fizică, o și mai bună condiție psihică și o perfectă condiție morală, da, trebuie să-și dedice întreaga existență sportului, pregătirii și perfecționării sale continue. El trebuie să fie credincios familiei. Acum mă refeream la club. Ah, scuze, da. Clubului. Da. Clubului său, bineînțeles. Să apere culorile clubului.
Chiar dacă în perioada transferărilor alții îi propun o mașină mai bună, eventual comandată, o locuință mai bună, decomandată. Ah. Cred că nu mai e cazul să amintesc că fotbalistul ideal nu bea, nu fumează, nu stă târziu noaptea la video, da? Da, 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 exigențele față de un fotbalist ideal sunt foarte mari, grele, grele, da, grele, da. Da? El trebuie să aibă voință, tenacitate, hotărâre și dârzenie. Da, da, și dumneavoastră considerați că oameni cu astfel de trăsături de caracter nu prea există? Nu, astfel de oameni există, cum să nu, dar ei nu se fac fotbaliști. Sub un cer cu lună plină, undeva într-o grădină, eu la fotbal mă gândeam, firul 4 despicam, că sunt microbist pur sânge. După fotbal doar îmi plânge. Când joacă echipa mea, măi, cât magic nu mă întreba. Și atunci când joacă bine, saltă inimioara mine. Dar când văd că înghite golul, îmi crește colesterolul. Ghinionul când se ține, au, au, au și vai de mine. Ac de supărare mare, noaptea-n somn eu am coșmare. Țip și sudui și mă zbat, mă trezesc căzând din pat. Odată într-o sărbătoare, la noi dormea mama mare. Am strigat prin somn, afară! Nu dormi ca să-mi pierzi iară! Prea te lași în voia sorții! Stai mai bine în dosul porții! Și-a ieșit în miezul nopții mama mare în dosul porții. Și bocin și-a spus regretul, vai ce ajunse tineretul. Și-a plecat luni din cămară, ce adusese de la țară. Că eu la astfel de cazuri și cu soața am necazuri. Că de ce sunt boss umflat și nu-i dau un sărutat. Și îmi face mult apaj că n-am sărut averaj. Ce să vă mai povestesc, măi, multe eu mai pătimesc. Fac de patimă risipă, dar când văd a mea echipă că a început să joace bine, saltă inimioara mine. Și atunci fac economie de nervi și de energie. Hey! În urma meciului de duminică, soțul meu a căpătat concediu medical. Luxație? Întindere? A, nu, nu, nu. Pauză vocală. Auzi, Machi, eu aș prefera ca în loc să mergi duminica la pescuit, să mergi la fotbal. Serios? Și da. De ce, draga mea? Poate că de la fotbal tot mai vii tu acasă odată cu o minge pentru ăla micu. Este minunat. Nu.
spune-mi, te rog, de ce ai totdeauna o figură atât de plictisită? Cum să n-am figura, cum zici tu? De ce, drag? Eu în viață am numai ghinioane, numai eșecuri, dezamăgiri. Să-ți dau câteva exemple. Ia. Uite, să zicem că mă hotărăsc, e joc la loto. Eu sunt tipul căreia primele două numere ies invers, iar al treilea nu iese deloc. Dacă iau locuri pentru concediu pe litoral, ca omul, nu? Toată perioada plouă la mare și poți să fii sigur că e frumos la munte. Cum plec la munte, pe litoral se face vreme splendidă și la munte plouă cu găleac. Ca să vezi. Bă, dacă vreau să fac schimb de locuință, și am făcut de două ori, na? De fiecare dată regret locuința pe care am schimbat-o, dacă primesc un premiu. Când ajung acasă, constat că mai am la mine numai diploma. M-am căsătorit din dragoste cu o fată minunată, care mi-a declarat că pe mine mă vrea, ca să se simtă ocrotită de un bărbat puternic, sigur de el. Și de atunci fac tot ce zice ea. E bravo! Am cumpărat chilipir o mașină de ocazie. Așa, n-am dat mult peste prețul oficial. Bravo, bravo. Păi da, când s-a luat vopseaua de pe ea, ce crezi că am descoperit? Ce, dragă? Că era chiar mașina mea pe care o vândusem cu 5 ani în urmă ca să scap de ea. Acum înțelegi de ce sunt așa cum spui? Și totuși... Și totuși am un mare avantaj. Ia, o situație pe care nu au decât puțini. Toți cei din jurul meu, dar absolut toți, mă simpatizează. Prietenii, colegii, cunoscuții mă stimează, mă apreciază și totdeauna mi-au apărarea, chiar dacă nu sunt de față. Îți dai seama, prietene, că în felul acesta, dacă stau și mă gândesc bine, sunt poate omul cel mai norocos. Să știi că eu habar n-aveam de toate astea, dragă. Ei, dar nici nu știi ce bine îmi pare că te-am cunoscut. Cu cine semem dumneata? Auzi, Alecule? Da, maestre. Ai grijă de recusită, mă. Da, vă rog. Ne mai trebuie un perete de palat. Da. Jilțul lui Otelo. Da. Ai notat? Da, am notat. Și două dezdemone de rezervă. Să rămână Angela, da unde, mișulică? Acasă, cu prietenul lui cu patru picioare. Un câine? Nu, un divan. Ia spune-mi, da. Ce-ai pus acolo negru și moale la ușa de la intrare? A, e câinele meu de pază. A, e foarte rău. Aoleu, și eu mi-am șters picioarele pe el. Salve, Tiberica! Bună, Gicule! Te-am văzut de departe și cât pe-ați să nu te recunosc. Suplu, pas gimnast, fruntea sus. Totul respiră la tine sănătate, optimism, bună dispoziție, extraordinar. Ce transformare! Da, e drept, uite, am făcut și siluetă. Bravo! Am dat jos mai multe kilograme, duc o viață echilibrată, o bună parte din timpul liber mi-l ocup în mod activ și plăcut. Bravo, ca să fiu sincer, te invidiez. Să știi, nici nu mai fumez. Serios? Da. Dar cum ai făcut? Acupunctură. A, nu. Homeopatie. Nici așa. Automasaj. A, a fost nevoie. A, gata, știu. Gargare cu un de lemn. Nu. Ceva mai simplu. E un procedeu descoperit de mine și pe care l-am denumit caniterapia. Cani cum? Terapia. Stai. Și în ce constă? Păi cum, în ce? Mi-am luat un câine. A, de vânătoare, înțeleg. O, de plimbare. Habar n-ai tu câte virtuți are caniterapia. Nu vorbi. Uite să-ți explic. Da. Vii nervos de la servici și în loc să-ți reverzi supărarea pe soție, îi strici câinelui: ce te uiți la mine ca un patruped? Și dintr-o dată simți că s-au resipit toți nervii. Ție? Da. Uite, ai o discuție în contradictoriu cu soția, îi strici câinelui: în casa asta numai tu mă înțelegi. Înțelegi? Ia te uite, da. Mă supără fiul meu că nu știe să-și facă singur problemele, îi spun. Și Lebuș ăsta pricepe mai repede ca tine. Mă rog, da, înțeleg. Cățelul e bun pentru nervi, dar în rest... Păi tocmai aici începe partea activă. Adică? Câinele, nu te lasă să le nevești în pat. Cum? Nu, la 6 dimineața sunt în picioare și fac cu el prima plimbare în aer liber. Aha. Seara,
Da. Înainte de culcare, da, în loc de ultima țigară, da, altă plimbare, după care amândoi dormim ca niște prunci. Dar în afară de micile plimbări, da, mai sunt și marile plimbări, când ies cu el pe străzi după amiaza, în timpul liber. Și atunci parcurg câțiva kilometri buni și în câmpaș gimnast cu mușchii brațelor încortați alternativ. Pentru că lăbușul ăsta trage de lesă, nu glumă. Hey, da, e o gimnastică mai ceva ca aia cum îi zice, aerobică. Aerobică, da, 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 mult, da, 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 mai ceva. Când ne întoarcem acasă, suntem amândoi relaxați și obosiți, ca după un meci de tenis sau după o alergare sportivă. Foarte interesant, e? Da. E, un moment, da. Cum se explică faptul că acum ești cu lesa în mână, dar fără lăbuș ăsta al tău? Da, ha? Păi da, acum să vezi, e? Acum execut caniterapie intensivă. Intensivă? Da. Cum adică? Păi da, că de două zile potaia a dispărut de acasă. Alerg pe toate străzile să-l caut și dacă pun mâna pe el, îți dai seama că îmi potolesc nervii pentru o săptămână. Unde umblă potaia? Vreau și eu materialul acesta pentru perdele. Cât costă? O sărutare metru. Da? Nu e scump. Tăiați-mi 8 metri și o să treacă bunica mea să-l ia. Îl știi pe Stamate? Fiecare fraza lui e un aforism. Așa e, așa e. Tăcerea e de aur. Tăcerea e de aur, iar vorba e de argint. Am fost odată invitat la o petrecere și am pus rămășa că voi mânca singur toate gustările și toate torturile. Și l-am mâncat. Și? N-ai avut niciun fel de consecințe? Ba da, de atunci nu m-a mai invitat nimeni niciodată. Voi râde iar, ca un cânt trec din nou voi fi. Iar pe strada mare bucurii, între surd de stele mă voi plimba. Și acum eu am o bănuială că în ultimul plic din căsuța poștală e vorba chiar de o bănuială. Elviro. Da, Mișule. Elviro, nu mi-ai văzut bricheta? Bricheta? Da. Unde ai pus-o? Păi știu, eu parcă lângă televizor aici. Și te-ai uitat acolo? Da, m-am uitat, da. Da, și nu e. Păi dacă era, nu te mai întrebam. Ia vezi, dragă, nu fi luat-o fi tu. E, ce să facă cu ea, că dar nu s-a apucat să fumeze la 10 ani. Poate a luat-o pentru experiențele alea ale lui, știu. Nici pomeneală, spun eu că n-a luat-o. Da, dar sorsa are 18 ani. Angela? E, și ce-i cu asta? Nu cumva s-a apucat de fumat? Hai, fi serios. Sunt serios, dragă, dar nu găsesc bricheta. Da, ia stai. Ăla, fizicianul ăla cu ochelari, cu care se tot plimbă Angela, nu fumează? E,
acum ce crezi că i-a făcut fita cadou bricheta? Haide, nu vezi că devii absurd? Ce? Absurd, dar fără brichetă, da, asta e. Și încă una, acum nu găsești pe toate drumurile. Da, cine știe pe unde ai semănat-o și a găsit-o cineva. De exemplu, cine? Păi ce să știu eu? Stai că știu eu. O fi nenea Anton. Ce? Care toată ziua, bună ziua, dă buzna peste noi. Când are și când n-are treabă, vine și ne stă pe cap. Aici, precis ieri când a venit și a stat la noi la televizor, a văzut și bricheta. Uite, eu una nu cred. Tu nu crezi, dar bricheta nu e. Ia ascultă, dar azi noapte n-ai fost tu după apă în bucătărie? Da. Că am găsit paharul pe bufet. Ba da. Și n-ai stat să fumezi o țigare ca insomnie? Că am găsit mucul stins într-o farfurie. Ba da. E, și cu ce ți-ai aprins țigarea? Cu bricheta. Păi vezi? Păi ce să văd că n-am bricheta. Stai. Precis, am lăsat bricheta în bucătărie. Nu, în bucătărie nu-i. Nu e exact. N-a venit azi dimineață vecina ta, Paulina, să împrumute ca de obicei un pahar de făină? Da, păi vezi? Ce să văd? Ia lua bricheta. Hai că nu se poate. Nu se poate, dar bricheta nu-i. Hai măi, omule, dar acum un ceas când a venit mecanicul să repare garnitura de la baie, nu-ți amintești că ți-a cerut o țigară? Bineînțeles că a cerut, da. Ce altceva știu ăștia, nu? I-am dat o țigară, i-am plătit și un pol garnitura. Și i-ai dat și foc. Te-am văzut eu. I-a aprins țigara cu bricheta. Nu, să știi că ai dreptate, mamă. Înseamnă că el a luat-o. De ce s-o fi luat-o el? Pentru ca să-și poată aprinde țigările și când nu sunt eu de față. Mișule, ești exagerat. Da. Se poate să fie atât de suspicios? Eu suspicios? Spune și tu, când aveam brichetă, bănuiam eu pe cineva? Dar acum, dacă nu o am, ce să mai cred? Că doar... Nu s-a volatilizat așa de la sine. Hai, lasă teoriile și mai bine să ne uităm o dată prin casă. Hai m-am să ne mai uitat da? Peste tot, și în baie, și la telefon, și în buzunar, la halat, și... Ia, uite-o! Ce? Ce? Unde? Bricheta ta! Ai găsit-o! Da, tu nu vezi unde era? Unde? Vezi, a căzut pe covor. Extraordinar! La asta nu m-am... Ca să vezi, nu m-am gândit... Halal să-ți fie! Și te-ai gândit, în schimb, la Adrian și la Angela. Eu? Tu. Și dacă vrei să știi, fizicianul ei cu ochelar nici măcar nu fumează. Serios? Da, și pe urmă l-ai acuzat și pe Neanton, sărăm. Neanton, ce om de treabă! Nu vine niciodată la noi cu mâna goală. Și tu de fiecare dată îl rogi să-ți facă ba un serviciu, ba altul, că el are timp, că este pensionar. Ce om cum să... Și pe urmă ți-a cășunat și pe vecina noastră, Paulina. Eu n-am spus nimic, tu ai spus că am fumat în bucătărie. Și când ți-am spus de mecanic? Ei, nu, că aici am avut dreptate. Să-i dau pentru o garnitură un pol, păi unde ajungem așa? Și i-am dat și o țigară. În sfârșit, bine că ți-ai găsit bricheta. Da, Elviro, bine că am găsit-o. Să, că știi, eu nu pot să-i sufăr pe indivizi ăștia care una, două te bănuiesc așa de nu știu ce. Invenția ta, Ionescule, e bunișoară. Mă bucur, meștere. Da, ca să fiu sincer, ar fi și mai bună dacă ar fi invenția mea. Ce zici? Ce să zic? Atunci să o facem excelentă. Să știi, colega, că eu am o memorie excelentă. E, nu. Țin minte toate numerele de telefon din agenda de birou. Asta nu-i nimic. E, cum? Eu țin minte toate numerele de înregistrare ale cererilor nerezolvate. Din două cuvințele poți vedea, aha, cu cine stai de vorbă dumneata. Aha, soliciți unuia ceva, dar el se uită în mâna ta și spune-mi, da, e greu, dar s-ar putea. Aha, zărești un tânăr stând și așteptând. Aha, se uită tot mereu la ceas oftând. Aha, deodată în colț apare ea, el spune fericit, aha, și înțelege atunci ce aștepta. Aha, cu tare a fost pe o schemă încadrat. Aha, din când în când e și gratificat. Aha, dar nu știu cum a adunat o ladă de bănet păstrat și în plus o ladă pentru circulat. Aha, se anunță un meci grozav pe stadion. Aha, sunt cereri de bilet un milion. Aha, zâmbește echipa în jurnal, iar antrenorul colosal și în fine rezultatul la final. Aha, o oră de primire ți s-a dat. Aha, te duci și ce să vezi, ești amânat. Aha, dar o duduie în urma ta și ia audiența, avea și auzi, poftiți, vă ascult desigur, da. Aha, să cânt la Han, Ancuța m-a poftit. Aha, dar mi se pare că am reușit.
Aha, de fapt un lucru am uitat, nici nu am voce de cântat. Acum pricep și eu de ce am falsat. Aha. Aha. La noi în familie, soția mea cântă la pian, fata la vioară și băiatul la acordeon. Și tu? Eu mă cer cu vecinii. Ai reușit să fii descalificat. Așa. Doar te-am antrenat și tehnic și psihologic. A, să vedeți, tocmai din cauza asta am învățat la antrenament cum să mă enervez ca să fiu mai puternic și mai combativ. Exact. E, da, dar în meciul ăsta cel mai tare m-a enervat arbitru. Nu te enerva, nu te enerva, nu te enerva, vorbele pot fi înșelătoare. Alo, serviciu de telegrame? Serviciu telegrame 4, ce doriți? O telegramă telefonată. Dictați. Trimit cu taxă fulger. Fulger. Ultima telegramă. Gramă. Un tânăr cere la poștă o telegramă de felicitare. Asta e la alt serviciu, vă rog. Nu mă încurcați, vă rog, foarte mult. Scrie ce vă dictez eu. Funcționara îi arată textele tip și spune. Alegeți, vă rog. De unde știți? Noi lucrăm în tură. Pe asta, zice tânărul care a ales textul la mulți ani, iubito. Cât costă, întreabă el? 5 lei. Și asta știți. Ce scriu mai departe? Cât costă 5 lei? Atunci dați-mi 6 bucăți. Pe ce adresă? Eu de unde să știu, așa e anecdota. Eu vă întreb de telegrama noastră. Telegrama? Ah, da, o adresez la căsuța poștală. Umor la... Căsuța poștală. Epistole vesele, semnate și expediate de... Eduard Jurist. Asta e camera dumneavoastră. A, așa mică? Cum mică? Aici au dormit câțiva zeci de călători. Și căsuța poștală e destul de mare. În ea au încăput actorii... Horia Șerbănescu, Ileana Stana Ionescu, Mihai Potino, Rodica Popescu-Bitenescu, Horia Căciulescu, Radu Zaharescu, Iurie Darie, Janin Stavarache, Mihai Mălaimare, Naiel Zărescu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Vă supărați, dar ce sunt zgomotele acestea? Fondul sonor, care are rostul lui. Cine știe de rostul lui? Regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru. Oh, oh, oh. Responsabil cu căsuța poștală muzicală Ion Barta. Și acum vă rog să achitați nota, așa e regula, pentru că avem tot felul de cheltuieli de regie. Ce regie? Regie artistică? Oh, nu, regia artistică e gratuită. De ea răspunde... Manole Pavel Dan.